Numeroși pelerini vin pe 28 august la Mănăstirea Sfânta Treime Bic din Șimleul Silvanei, județul Sălaj, pentru a cinsti sărbătoarea tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, hramul acestei mănăstiri. În acest an, pe 29 august, bucuria praznicului a fost sporită de prezența în mijlocul credincioșilor a înalpreasfințitului mitropolit al Mexicului, Atenagoras, invitat în acest an de preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care au oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți în prezența numeroși credincioși. În data de 28 august, de cu seară, un semn lăuntric călăuzește pașii pelerinilor spre mănăstirea din Poiana Pădurii Bic. Scânteia divina vieții monahale de aici a fost primită de Maica Marina, ucenica părintelui Arsenie Boca, astăzi stareța mănăstirii. În 1994, de sărbătoarea tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, preasfințitul părinte Ioan Mihălțan, episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului, înconjurat de un mare sobor de preoți și mii de credincioși, inaugura Sfânta Mănăstire Bic în locul vechi al școlii. Astăzi este o așezare monahală în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, ancorată în nevoile și trebuințele semenilor, păstorind o școală și centrul social Sfântul Pantelimon. De cu seară, curtea mănăstirii s-a umplut de pelerini care au participat la slujba de priveghere cu vecernie și litie, apoi utrenia. Părintele Sar Antonie Pința a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia sărbătorii, iar spre miezul nopții s-a înconjurat bisericuța din centrul mănăstirii de către soborul de preoți, care au purtat icoana cu scena tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, urmând apoi dezlegările mari și slujbele de priveghere, sfeștania și taina Sfântului Masului. Sfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Stavrofora Marina, din preună cu oștia acestei mănăstiri, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin.
A doua zi, pe 29 august, s-a oficiat liturghia arhieriască în altarul de vară și s-a rostit cuvântul de învățătură din partea preasfințitului Petroniu, episcopul Sălajului, și înalt preasfințitului mitropolit al Mexicului, Atenagoras, înconjurați de un sobor de preoți și în prezența numeroșilor credincioși care să se folosească de această dumnezeiască liturghie. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, înalt preasfințite Părinte Mitropolit, Preacuvioase Părinte Xar, Preacuvioși Părinți Stareți, Preacuvioși, Preacucernici Părinți, Preacucernici Părinți Consilieri, Protopop, Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, iubiți credincioși, îi dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi frumoasă de la sfârșitul lunii august. Și dacă nu mă înșel, este astăzi cea de-a patra vizită a unui mitropolit în această mănăstire. A fost în altă părinte mitropolit Serafim de mai multe ori. În urmă cu 9 ani de zile am fost cu mitropolitul Bartolomeu de la Cluj. Acum câțiva ani cu mitropolitul Andrei de la Cluj. Și astăzi, prin purtarea de grijă Dumnezeu, sunându-mă acum 3 săptămâni în altă subărinte mitropolit Atenagoras al Mexicului, că vrea să vină în România și să mă viziteze, eu consider că Sfântul Ioan Botezătorul l-a chemat exact în această perioadă, fiindcă a ajuns vineri și astăzi pleacă la București, la Patriarhie. Am visat împreună mai multe parohii din mediul urban și rural. Ieri am târnosit biserica din Jac și iată astăzi suntem împreună aici cu această lume minunată care în fiecare ne-aș arată credința față de Dumnezeu, față de Sfântul Ioan Botezătorul venind la haramul acestei mănăstiri. Ei mulțumim în altă sesare pentru că este anul acesta împreună cu noi și dacă s-a simțit bine cum ne-a spus, sunt convins că va mai reveni. După cum știți prea bine, în această zi avem o sărbătoare tristă, tristă pentru noi cei de pe pământ. Însă dacă citim în Sfânta Scriptură că scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui, să fim convinși că pentru împărăția Lui Dumnezeu este o zi specială. Nu a murit la voia întâmplării Sfântul Ioan Botezătorul înainte ca Domnul Hristos însuși să moară, pentru că în urma păcatului strămoșesc, toți oamenii, fie drepți, fie păcătoși după moarte, mergeau să sufere în iad. Sufletele tuturor mergeau acolo în împărăția tenebrelor, fiind ținuți în robia diavolului și a morții. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, inspirat, spune că Sfântul Ioan Botezătorul s-a dus înainte ca Domnul Hristos să moară pentru a fi și acolo înainte mergătorul lui, să știe și cei din iad că vremurile mesianice acum se împlineau deja. Spre deosebire de Sfinții Apostoli care au fost chemați unul câte unul de Hristos, care a și spus după aceea, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca roadă să aduceți. Sfântul Ioan n-a avut nevoie de o chemare specială, pentru că atunci când Fecioara Maria avea în pântece și s-a dus la rudenea ei Elisabeta, care avea și în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul, care era cam de 6 luni, citim în Sfânta Evanghelie că pruncul a săltat de bucurie în pântecele Elisabetei și aceasta s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis, de unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Deci de atunci încă, dinainte de a se naște, Sfântul Ioan Botezător l-a recunoscut pe Stăpânul, pe Creatorul său. De asemenea, când boteza în râul Iordan pe evrei, trecând pe acolo Mântuitorul,
A zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, recunoscând și atunci că Iisus Hristos este Mântuitorul, pe când apostolul avea nevoie de semne și minuni și-au fugit când acesta a fost arestat în grădina Ghețimani. S-au lepădat de el, lângă crucea Mântuitorului au stat femeile mrenosițe și dintre apostoli doar Sfântul Ioan, evanghelistul, ucenicul iubit. Avem de asemenea o întâmplare ratată în Evanghelie, avea și Sfântul Ioan Botezătorul ucenici și era o discuție între evrei care l-au întrebat pe Sfântul Ioan Botezătorul, ești tu Hristosul? Ceea ce n-au întrebat pe nimeni, nici măcar pe Sfântul Prochilie care a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Așa de mare autoritate avea între evrei Sfântul Ioan Botezătorul, încât aceștia credeau că El este Hristosul. Iar l-a mărturisit, nu sunt eu acela, ci plecându-mă, nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintelor Lui. Și în aceste zile importante, când era atât de apreciat Sfântul Ioan Botezătorul, acesta și-a trimis la Domnul Hristos ucenicii săi ca să-L întrebe dacă El este Hristosul. Practic, întrebarea pusă de evrei acestuia, el o rea, o pune ucenicilor și aceștia, merg la Domnul Hristos. Dar nu a dat un răspuns, ci a zis, făcând multe minuni, aceste cuvinte le-a spus, duceți-vă la Ioan Botezătorul, spuneți-i că orbii văd, șchiopii umblă, surzii aud, așa mai departe, dovedindu-le nu prin cuvinte, ci prin fapte, că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat, venit pentru noi și a noastră mântuire. E o zi tristă însă astăzi pentru noi, cum am spus, pentru că un rege a făcut un jurământ și fiind amețit de băutură și legat de jurământ pe care l-a făcut cu siguranță la îndemnul diavolului care l-a văzut că este amețit, soția lui care fusese soția fratelui său Filip și-a îndemnat fiica să ceară petipsie capul lui Ioan Botezătorul. De ce era acea femeie supărată? Fiindcă Sfântul Ioan Botezătorul îi mustra pe rege și pe soția lui nelegitimă de faptul că trăiesc în păcat. În loc să încerce să-și schimbe viața, au luat viața Botezătorului, crezând că o să scape de mustrarea lui, însă în veșnicie vor fi aspru pedepsiți și rămân în istoria lumii drept un cuplu de păcătoși care au făcut foarte multe lucruri rele în această viață. Și același Irod, după o vreme, ajungând în Ierusalim la procesul Mântuitorului, a fost trimis de Ponțiu Pilat, Domnul Hristos, la acest rege. Însă nu a putut să-i facă nimic, aștepta să vadă o minune. Dar Domnul Hristos ce a arătat? Disprețul lui. Nu i-a răspuns la întrebările acestuia, arătând că un om păcătos nu valorează prea mult înaintea lui Dumnezeu, fiindcă chipul după care a fost creat este șters, este umbrit. Dacă un om încearcă să realizeze asemănarea cu Dumnezeu, ajunge să fie strălucitor și frumos. Pe când un om păcătos ajunge să fie un schimonosit asemenea vrăjmașului pe care îl slujește. Nu-mi lungesc cuvântul prea mult pe Maica Stareță, o felicită în fiecare an pentru că lucrează mereu, se stăduiește. Vreau să ofer cuvântul la Părinte Mitropolit. Acesta s-a născut în urmă cu 75 de ani, va avea în septembrie, peste o lună de naștere, în Chicago, dar dintr-o familie grecească, fiind ortodox grec, a fost preot în Statele Unite și în Canada, episcop vicar în Statele Unite și în Hong Kong, iar de 20 de ani este mitropolitul Mexicului, având în jurisdicție 20 de țări. V-am spus ca o introducere, mai multe o să vă spun în alta sfinția sa, care se află pentru prima dată în România, însă este foarte plăcut, impresionat de tot ceea ce a văzut până acum, în mod special despre
credința românilor. Dumnezeu să primească, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți. Your grace, Preasfinția voastră, Reverend Mother Macrina, Preacuvioasă Maică Stareță, Reverend Fathers, Brothers in the Faith, Preacuvioși, Preacucernici Părinți, and people of God, și popor al lui Dumnezeu, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm întrânsa, să ne vesem întrânsa. 1100 years ago, acum 1100 de ani, Saint Vladimir of Kiev in Rus, Sfântul Vladimir de la Kiev, sent delegates to all over the world to seek out the best religion that he wanted for his people. El era prințul de la Kiev și a trimis în toată lumea cunoscută atunci delegați pentru a vedea care religie este cea mai bună. And when his delegates came and listened to the liturgy in Hagia Sophia in Constantinople, unii emisari au ajuns și au văzut Sfânta Liturghie la Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. They said that they did not know if they were in heaven or on earth. Iar aceștia au mărturisit că nu știu dacă se află pe pământ sau în cer. Your grace, my beloved brother, Preasfinția voastră, today you have given me this experience. Mi-ați oferit astăzi mie această experiență. Because with this beautiful clergy, fiindcă împreună cu acești minunați preoți, with the choir of the nuns and the chanters, cu corul care le-a cântat din maici precum și din alți cântăriți, and with the very immense faith of all you, the people of God, și acest mare număr de credincioși, I do not know today if I am in heaven or on earth. Nu știu dacă astăzi sunt în cer sau pe pământ. You have blessed me with a beautiful opportunity to reinvigorate my life. M-ați binecuvântat cu ocazia de a revigora viața mea. Your grace, you have given me the opportunity to come to a more positive and definite realization of my inability to know God in all of His mercy. Am spune că am oferit ocazia de a vedea puterea lucrării Dumnezeu în lucrarea Lui cea minunată. How proud you must be for your clergy and your people. Ce mândru pot fi eu, fiindcă am așa preoți, așa credincioși. And how proud they must be for their bishop, you, this humble man who brings the word of Jesus Christ and the message of salvation to these people. Și cât de mândru puteți fi dumneavoastră, având oameni ai bisericii care așa de mult vă slujesc. Mine is a new metropolis. Eparhia mea sau mitropolia mea este nouă. We are now opening orthodoxy to Haitians and Cubans and Colombians and Guatemalans who before 2-3 years were not orthodox. Acum noi ducem ortodoxia în Cuba, în Guatemala, în Haiti, în Columbia, unde acum 2-3 ani nu existau ortodoxi. I visited many beautiful churches here in this diocese. Am vizitat multe biserici foarte frumoase în această eparhie. Yesterday we consecrated a new church with His grace. Ieri am tărnosit o biserică la Jac. Today we are here at this beautiful monastery, Mother Macrina. Astăzi suntem aici la această frumoasă mănăstire. You must be glad in the sight of God because look what you have. Look at the history that you have received and look at what Romania is today as an Orthodox country. Trebuie să fiți bucuroși cu ceea ce aveți privind la țara dumneavoastră care este atât de frumoasă fiind o țară ortodoxă. My diocese will not have monasteries like these maybe in 10, 20, 30, 50 years. S-ar putea că eu să n-am astfel de mănăstiri la mine în eparhie nici în 20, 30 sau chiar 50 de ani. My diocese will not have churches like the one we consecrated yesterday and the other churches we visited for the next 50 years maybe. Poate în următorii 50 de ani o să avem biserici ca cea pe care am târnosit-o sau pe care am vizitat ieri în Zalău. We do not even have such beautiful opportunities to serve liturgy in this beautiful area where today we have had liturgy, Your Grace. Nu o să avem așa frumoase altare de vară ca cel de la Mănăstirea Vic. Our churches in Haiti, in Cuba, in Guatemala, in Colombia are in humble surroundings, only with maybe wood covering some of them.
biserica noastră din Cuba, din Haiti, Guatemala, Columbia sunt foarte smerite și sunt acoperite doar cu un acoperiș de lemn. How fortunate the people of Romania. Cât de fericiți sunteți popor român. How fortunate the Orthodox faithful of Romania. Cât de norocoși sunteți credincioși ai României. You have a blessed patriarch and bishops who serve you as the servants of God. Aveți un patriarh și ierarh care vă slujesc în numele lui Dumnezeu. You have a bishop like this man giving his life and sacrificing himself for the glory of God and for your spiritual benefit. Cum este și ierarhul vostru de față. You have priests like these priests who are here today and these deacons. Aveți preoți și diaconi cum sunt cei pe care vreți churches and monasteries where you can pray and glorify God. Biserici și mănăstiri, puteți să vă rugați și să-i mulțumiți lui Dumnezeu, să vă preaslăviți. I am jealous of you. Sunt invidios pe dumneavoastră, sunt gelos. But I am proud of you. Dar sunt mândru cu dumneavoastră. I bring you the blessings of a new diocese. Vă aduc binecuvântarea unei eparhii noi. Of a new orthodoxy in Central America. A ortodoxiei în America Centrală. Of an orthodoxy that is now looking at our Pentecost, a new Pentecost. A ortodoxiei care acum își trăiește pogorea Sfântului Duh. And in behalf of my faithful. În numele credincioșilor pe care îi păstoresc. The faithful of Guatemala and Cuba and Haiti and Mexico and throughout my diocese. A celor din Guatemala, Cuba, Mexic și din întreaga mea eparhie. I ask for your prayers. Vă rog să vă rugați pentru mine. I ask for your prayers. Vă rog, rugați-vă pentru mine. And I ask you please to remember my diocese and my humble person in your thoughts and when you light a candle in the church. Când aprindeți o lumânare în biserică, să aduceți aminte de mine, precum și de eparhia mea. After seeing what I have seen these last few days, your grace and your diocese. După ce am văzut în aceste zile în eparhia Salajului. My prayers are very simple and humble. And yet very sincere one. Rugăciunile mele sunt foarte simple, foarte sincere. That we can follow the example of the people of Romania. Dar trebuie să urmăm exemplul poporului român. That we can follow the example of the Church of Romania. Să urmăm exemplul bisericii din România. That we can have priests like your priests. Să avem preoți ca și cei de față. Nuns and abbesses like your nuns and maici și starețe cum sunt cele de aici. And from the depths of my heart and being bishops like yourself. Și din adâncul inimii vreau să fiu un episcop ca și preasfinția voastră. I offer you my blessing and my gratitude. Vă ofer binecuvântarea mea precum și recunoștința mea. May the intercession of Saint John the Baptist intercede before God and Christ. Sfântul Ioan Botezul să se roage pentru noastră înaintea lui Hristos for Dumnezeu. All of you and your families, this community, this diocese, and this blessed country of Romania, both now and forever. Pentru dumneavoastră, familia noastră, pentru România, acum și purea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin. Penal preasfinția voastră, preasfinte Părinte Mitropolit, Atenagoras al Mexicului, preasfinția voastră, Părinte Petroniu, episcopul nostru Stălajului, preacuvioase Părinte Exarh, preacucernice Părinte Protopop, preacucernice Părinte Consiliar, preacucernici părinți, dragi teologi și dragi maici, iubiți credincioși, eu nu am cuvinte decât, așa cum a spus un alt preasfințitul, cu lacrimi să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus în mijlocul nostru pe acest mare om al lui Dumnezeu care este un apostol în pământul de peste ocean, în America, în Mexic și în toate țările pe care le conduce. Împreună cu preasfințitul nostru, să vede că preasfințitul nostru în lume unde merge și face misiune, îl duce pe Dumnezeu și îl mărturisește din România acolo și ierarhii care îl vizitează pe dânsul aici ne bucură și pe noi și vin și îl cercetează și ne cercetează și ne duc în rugăciuni cu dânsii. Eu n-am altceva decât mă gândesc și ne simțim
pe malul Iordanului cu Sfântul Ioan Botezătorul când predica popoarelor. Așa au predicat preasfinții noștri astăzi, dumneavoastră tuturor, să luați aminte la tot ceea ce v-a spus. Dumnezeu să-i țină cu sănătate și mulți ani și vă rugați pentru preoți, pentru ierar și pentru biserică, că biserica este stâlpul pe care stă lumea și Sfânta Liturghie la care ați participat astăzi. Mergeți acasă și aduceți-vă aminte de lauda și mesajele care vi le-a transmis în altul și să nu ne facem neamul de râs și credința ortodoxă, să fim creștini și cu fapta și cu numele. Să rămână în al preasfinția voastră, vă urăm mulți ani și să vă simțiți bine în continuare la noi în România și la Sfânta Mănăstire Vic, vă mai așteptăm cu mult drag. Astăzi, mama,